Ce puteți să ne spuneți despre aventura pe care ați avut-o? Asta e întrebarea pe care mi-a pus-o toți la întoarcere. Este o poveste lungă. Deci răspunsul pe scurt am reușit și am încheiat discuția, dar chiar și aseară, tot chiar am foarte obosit, am făcut un mic film de câteva minute în mintea mea, cum am început acest proiect, cum s-a derulat și cum a luat sfârșit. Ca o mică concluzie, deci dacă cineva vroia să chinuia să ne facă să nu plecăm și să nu reușim, mai ales în prima parte a drumului, am avut numai surprize pe care nu le-am luat în calcul, trebuie să recunosc. În schimb, dorința noastră de a reuși și atât de mult am fost motivați în a duce la bun sfârșit această cursă, ne-a făcut să trecem peste orice obstacol și nu pot să nu recunosc că am avut și mult noroc, baftă, Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem cu bine la Monte Carlo și să ne întoarcem. Care a fost cea mai mare temere a dumneavoastră? Cea mai mare temere a fost să nu meargă mașina, motor, inima. E culmea, acest motor a funcționat la superlativ. Problemele au început, am spus, parcă cineva vrea să nu plecăm, să ne pună bețe în roate. Am făcut cu vreo 3 săptămâni înainte de a stabili, adică de a pleca în cursă, un drum de București. Era cam o optime din ce vreau să facem, 500 de km duși întors. Și ne-am dat seama că ne-a fiat apa la motor, a dat afară, am avut probleme mari. Ne-am hotărât în scurt în acea zi să segmentăm motorul. În 5 zile am adus din America cu vineți, segmenți, garnitură de chiloasă, din cupru, am adus ceva original și motorul, ți-am plecat cu motor în rodaj. Deci din start n-aveai voie să faci ce trecea prin cap, să-i apeși pe accelerație până... Trebuie să mergi... Deci, rodajul se face cu o viteză constantă. N-ai voie cu dealul, cu suișul, cu coborâșul, da? Din start a fost un handicap. Dar, pe care ni l-am asumat. Știam că motorul este segmentat și trebuie să faci un rodaj până Monte Carlo duși întoarță. Dar motorul a funcționat. Problemele am început de când am plecat din București. De pe data de 6 startul a fost, cred că pe autostradă, spre Pitești, n-am mai încărcat dinamo. Deci nu mai aveam indicatoare la bord. Am verificat, am coborât, aparte de tensiune, ne-am dat seama că dinamo nu mai încarcă. Și am rămas pe bateria de 6 volți. Aveam două baterii de 6 volți. Una americană, care a venit, și aia o vechitură venită cu mașina, și una inventată de niște domn pe aici, pe la Constanța, în care m-a avut încredere. O să fie și asta surpriza mai târziu, da? Deci am plecat la drum din start, am făcut economia, adică să putem avea aprindere, scânteie la bujii și am folosit cât mai mult bateria de 12V pentru ștergătoare, proiectoare de, și ce mai, încălzitoarele, că aveam două încălzitoare pe ceramică nemțești și le foloseam ca și fionul dimineața. Erau geamurile abolite și domn Costică, copilotul, dădea cu fionul pe geamuri să le dezabuli. Asta a fost o primă mare surpriză și problemă. Da, o mașină în rodaj, pe care n-ai voie să faci ce vrei cu ea, să nu ai nici alimentare prin dinam, să știi că totul, bateria se reîncarcă. Am ajuns la Sibiu, a fost dimineața, în apelare Sibiu, era cred că minus 2 grade, ne înghețau picioarele mașină, geamurile aburite, în spate o lunetă, iată, tica de nicio palmă lățime, două oglinzi laterale, totul aburit. Unul dădea cu șervețele și dezaburea și unul conducea. Auto un avantaj, adică sau un mare merit a fost a mașinii din față, care după GPS, deci ne-a anunțat prin stații permanente și din spate drumul, deci nu a fost grija noastră să mai și dibuim drumul, că era chiar că făceam o... Te sătăm până la Monte Carlo. Apropo de drumul acesta,
Acum, făcând o corelare între drumul pe care l-ați făcut dumneavoastră cu deschizătorul de drum cu GPS versus cursa originală care s-a întâmplat acum câteva... Da, până să mai continui cu problemele care le-am avut pe drum, tot timpul aici, nu am întâlnit încă cu fiica lui Petre Cristea, care se numește Gloria și născută în februarie 36 și poartă numele Gloria în cinstea viitorului tatălui ei. Aș vrea prima să o întrebe dacă i-a fost frig tatălui tău acum 80 de ani în urmă, că problema e mare, m-am gândit tot timpul că o să fie frig, am avut la noi haine groase pe care nu le-am folosit, că a fost binișor. M-am gândit, dom'le, cum ei au putut și noi nu o să putem. Acum, la întrebarea pe care mi-ai pus-o, poți răspunde. Dar câte drumuri erau? Era un singur drum, erau două drumuri. Deci, acum, într-o intersecție de autostradă, când este o suprapunere de străzi, autostrăzi, ieșiri, intrări, dacă nu ai GPS, nu te descurci, da? Mai spui într-o limbă pe care nu o știi, da? Pe timpul ăla, traseile erau bine creionate, nu erau multe drumuri decât 1-2 și pe ăla trebuia să o iei. Problema era de condițiile tehnice de acum 80 de ani. La mâine am spus, bă, zic, ei au mers cu o mașină nouă, au mers cu o mașină de 81 de ani, deci nu a fost simplu și în condiții de trafic normal. Păi mă gândesc, când a fost în noiembrie la Brighton, cu un cilindru, cu mașină cu un piston, pe A23 de Londra și Brighton, tăcea pe lângă noi Lamborghini și noi... Da? Am strâns din fund pe românește și am mers mai departe. O altă problemă care a avut o mașină, asta de acasă o știam, în drumul de București pe care l-am făcut când am descoperit că motorul fierbe și nu avem răcire, ne-a picat, bineînțeles, și cablul de la vitezometru și de la kilometraj. Aici nu știai când să alimentezi, că nici ăla de așa a venit mașina din America și n-am reușit și până de astăzi să vedem indicatorul de carburant. Mașina de 81 de ani. Am pus un GPS mic masca și l-am dădea viteza în permanență când aveam voie să depășesc, când dădea peste mână și peste picior domnul Racu, să nu cumva să-i dau peste 70 de kilometri, că nu facem cum trebuie rodajul și că avem probleme la motor. Și nu știam nici câți kilometri. Așa am văzut, am făcut prin GPS, ne-am trecut kilometri la plecare și știam că la 250-300 de kilometri trebuie să alimentăm. O altă mare problemă care era pe toate, deci să pleci să nu știi de-aia. Am pus și noi în GPS acolo. După ce am trecut de Veneția, au început problemele mai serioase datorită, în primul rând, vremii. Deci s-a anunțat furtună și ploaie, dar n-aș numi că va fi un fel de, aproape de cod roșu de furtună. Cine nu știe drumul, o să... I-am spus celui care a fost cu noi cu camera video și cu aparatul Vladimela, că o să trebuiască din zecile de ore și miile de poze care le-am făcut și zeci de minute de filme, să scoatem ce a fost într-adevăr foarte greu pe acest traseu. N-am știut de unde, că n-am învățat. Spune că între Italia, Franța și până la Monte Carlo s-a trecut de 110 tuneluri. Da? Între doi munți au poduri. Când intram, ieșeam dintr-un tunel și intram într-un defileu, vântul era groaznic pe mine cu Ford-ul de 2-3 ori. Efectiv, m-a mutat de pe șosea în condiții când pe lângă noi treceau tiruri cu 100-120 de kilometri. Aveam trailerul în spate, un convoi de 17 metri lungime, care și-a luat o suprafață verdică foarte mare. În toată minunea asta, n-am știut când te poate lăsa bateria și care este simptomul. Da? Am văzut doar că la ulei nu mai am presiune. Nu ne-am gândit că sonda care este și aia electrică la 6V, ne mai având curent, nu mai indică. Am tras imediat pe dreapta alertă, știam că motorul este în rodaj, s-a întâmplat ceva, s-a spart. S-a picat presiunea la ulei la zero.
Am tras pe dreapta, am verificat, ulei era la semn, full, nu curgea pe nicăieri nimica. Și a fost cineva, după aceea, sonda nu-i cu la curent și era pe ducă bateria. Dar avea 6V, dar nu știam ce putere mai are. Și a plecat mai departe. Mergând mai departe tot în furtună, s-a oprit motorul, n-a mai avut scânteie. Trage pe dreapta, în ploaie, schimbă bateria. Pune-o pe aia altă. Da, am dat mai departe. Doamne, problema cea mai complicată a fost că... Deci, n-am știut că poate fi chiar un pericol. Dacă își amintește lumea despre Renault-ul Allseat, avea delcoul jos. Toate problemele Allseat-ului erau cu... Toți îl puneau câte o mână de basine, câte o pungă, câte o mănușă de aia de chirurgicală, să... Da? Nu ne-am dat seama, că un delcou cu două platine, fiind 6-8 în V motorul, mai s-a gândit nimeni. Domnule, cred că mai aveam, deci mai aveam 72 de kilometri până la Monte Carlo. Toate forțele divine, toți cei care au concurat și ne-au ajutat să ajungem la bun sfârșit sănătoși și fără să facem vreo boacănă, să-mi spun o catastrofă pe undeva, au făcut lucruri ca delcou să ia apă, s-a oprit motorul instantaneu. Cred că lui s-a gest la un 6-7 metri de intrarea într-un tunel, da, pe un viaduc sau un pod, și era și un refugiu lângă noi. Am tras cam strâmbă mașina, abia un căpucei cu remorca de față, Dan cu mașina din față care era cu GPS-ul, i-am anunțat, au ieșit pe partea aia din tunel, nu avea cum să întoarcă, că acolo este autostradă, sens unic, deci nu avea cum să întoarci, tocmai la Monte Carlo trebuie să mai întoarci. Da? Că altă ieșire de pe autostradă până la Monte Carlo n-a mai fost. Trebuie ploua, turna cu găleata, erau în jur de 4 grade afară. Da? Vânt puternic, chiar am deschis la motor, prafoale de vânt și ploaie, n-am ce să vă... Am udat totul acolo, un cap al altul. Am luat hotărârea să urcăm mașina pe trailer. Nu vă spun în ce condiții. Aveam triunghiuri fetorizante, le lua vântul, le ducea, cred că până... am găsit niște bolovan mari, niște pietre, am trântit peste triunghiurile alea, veneau mașini pe circulație infernală. Noi eram până la piele uzi. Ce să mai scoți echipamente de ploaie, așa cum am fost. Am reușit să dăm Ford-ul pe lângă remorc, ușor, ușor, cu spatele așa în pantă. Făceam ca disperație semne să treacă lumea mai... Apoi se putea întreba și orice, că am scris și un mic articol când am povestit ce s-a întâmplat cu, în perioada aia. N-am avut decât în fața ochilor imagini la televizor și din presă ce s-a întâmplat în Slovenia cu doar o săptămână înainte, când cele 70 de mașini care am bol pe ceață, așa a plecat, de la o mașină în față care a oprit, așa, păi toate celelalte grămadă una peste alta. Deci, efectiv, m-am scăpat pe mine. A fost o chestie... M-am panicat, sigur, da. Ne-am revenit imediat și am dat ușor-ușor în spatele platformei Ford-ul. Ne-a ajutat foarte mult trolice, am avut foarte electric și am bucat mașina pe platformă. Și cei 72 de kilometri până la Monte Carlo, i-am făcut ghibuliți de frig în microbuz și cu antemergătorul care se... Deci, ceață, nu de beznă. Deci era un disconfort fantastic, nu știam nici drumul și pe unde Monte Carlo. Monte Carlo era la o diferență de sute de metri jos pe malul mării, dar noi eram... Când am dat în Monte Carlo, am greșit într-o fracțiune de secundă drumul. Și am mai urcat de câteva sute de metri, iaca așa, și apoi să începem coborârea spre Monte Carlo, care a fost, deci, a doua zi, a treia zi, am fost după aia și noi să facem o plimbare prin zonă, și acolo puteam să blocăm definitiv circulația, că erau niște serpentine și întoarceri, știți cum, la 180 de grade, cum zic profesioniștii, adâpări. 17 metri de convoi să le întorci în ăla acolo și spate claxonau.
erau monegaști, că erau francezi, italieni, turiști. E, atunci ești ceață beznă, am prins, șoselele aveau lățime, știu, de cred că 3 metri jumate, 4, unde mai era și o mașină parcată, ea, de-a trecut transpirațiile până am ajuns în fața hotelului. A fost, deci, a doua zi când am văzut până am fost noi și am găsit drumul. Că la plecare, șoferul de pe microbuz și cu Dan Ricane, care a fost antremergătorul, 3 ore au fost în recunoaștere să vadă drumul pentru a ieși pe autostradă și să ne vedem treabă la drumul. Deci am făcut o recunoaștere serioasă, fiindcă mama GPS-ului, atât erau de lambicate șoselele, fiindcă e o zonă de coastă. În Monte Carlo, cine a fost prima dată, niciunul dintre noi am fost niciodată în Monte Carlo, fiind zona exclusivistă a lumii, acolo orice milimetru de pământ costă și se folosește, se exploatează la maxim, toate casele slipite una de alta și terasate. Ei, sunt lifturi publice, deci ca să vii de la alimentară, dacă vei glumesc, de la a treia stradă de sus, să cobori până la în port, păi mori, deci poți să fii sportiv, deci n-ai cum să iei toate străzile alea aia, că așa, sunt lifturi de la stradă la stradă, urci, mai faci de pași, mai iar mai cu liftul, iar noi de acolo cobor cu mașina. A fost... Cum a fost întâlnirea la club? La clubul din Monte Carlo? La clubul din Monte Carlo este o altă mică istorie, fiindcă... Dacă în România nu m-a ajutat nimeni cu nimic, nu s-au implicat, pot să fiu sincer, decât declarativ unii și alții. Am cochetat mult spus cu Fordul, am dat niște adrese, au zăpăcit pe acolo, că o să fim, că o să fim. Nu i-a interesat subiectul și nu, eu nu sunt un miloc, dar nu mă duc să plâng la poarta nimănui. Mi-am dorit ca cineva să știe. Deci dacă eram câțiva cum ești și tu, deci știam ceva că bă, o să transmitem, o să avem poze și le arătăm după aia că am fost pe acolo. Dorința mea a fost să știu mai multe ce s-a întâmplat acum 80 de ani la Monte Carlo și o altă modalitate de a marca locul ca scompsul, să o pe expresie nebună, trebuia să bat la ușa lui Automobile Club Monaco, de Monaco, cum zic ei, că am venit acolo. Am simțit că nu văd în fiecare zi asemenea oportunitate. Nu. Nici ei nu o să vadă în fiecare zi, nu văd în fiecare zi asemenea nebunel, da? Fiindcă mi-a dat seama că este ceva mai mult decât deosebit. Nu pleacă nimeni, da? În fiecare an raliu de la Monte Carlo este și noi cu Formula 1 așa, este partea istoric, care se face efectiv din 910-911 în condiții grele. Deci ianuarie-februarie, așa se dă startul de atâția ani de zile. M-a fost și Petre Cristian, au plecat în ianuarie pe 27 și au ajuns în... Anul ăsta, 2016, Rally Monte Carlo istoric, a plecat pe 27 ianuarie și 28 și 29 de funcție de distanță și au avut ca mașini construite între 55 și 80, deci noi din start eram cu o mașină cu 20 de ani mai bătrână decât cea mai veche a lor. Da? Iar ei cel mai lung circuit pe care l-au avut, cei din Glasgow, parcă din Oslo, au avut de 2100 și vote, când noi aveam de parcurs peste 4300 de km. Deci din start mi-am dat seama că este o surpriză și pentru ei. Prin octombrie, noiembrie am avut, am găsit și eu adesea marilor de la Automobile Club Monaco și am mâncat să-i adresez un mail direct președintelui, care vreți să mi-a răspuns, dar mi-a răspuns un comisar general al ajung, domnul Aljair, nu mai știu cum îl cheamă. I-a spus-o cine sunt, ce fac, două poze cu mașina și dacă s-ar putea să facem o mică recepție, să ne... la care răspunsul dumnealui a fost de genul Gabriel, ne bucură, îți urăm succes, dar din păcate nu ești în concurs anul ăsta. N-avem cum, poate la anul te înscrii și dacă o să câștigi un loc, o să ai parte și de un premiu. Mi-am dat seama că nu a înțeles nimic. Și replica mea a fost de genul... Nu mai până, i-am spus, domnule, noi jucăm la alte categorii. Zic, eu vin cu o mașină de 81 de ani. Voi aveți cele mai din 50. Eu vin pe un traseu de 4300 de km, când voi aveți decât 2000. Zic,
ce vorbim și despre ce de discutăm. Zic, pentru mine o recepție înseamnă o strângere de mână și un ceai cald după 4.000 de kilometri. Domnul Agerea se bat foaia imediat, mi-a răspuns în câteva minute, a spus, Gabriel, scuză-mă, a fost o mică neînțelegere, într-adevăr, este o chestie deosebită pe care o faci. Când ajunge Monte Carlo, dacă ajungi, nu ezita să-mi dai și vom găsi o oportunitate să ne întâlnim la noi la club. Te-am mulțumit și așa a rămas. Ei, lumea spune că numai oamenii care n-au multă minte sunt superstițioși, dar eu de obicei nu ridic fusta până nu trec podul. Tot mi-a fost frică că nu ajung la Monte Carlo și n-aveam cum să-l anunț pe ăla din băie, vezi că vin, da? Ei, și am tras acest în mine până am ajuns la Monte Carlo. Am ajuns în seara zilei de 9 februarie, marți. Bă, nici nu vă puteți imagina că s-a făcut mașina atunci. Am desfăcut totul, deci doamna, domnul Racu, am mâncat ce am putut de pe acolo la statul hotelului și deja mașina era desfăcută cu delcoul, dat jos, a luat totul. Deci bine, dimineața la 5 s-a trezit cu noaptea în cap, a intrat la mașina, a decopertat acolo. Când am ajuns și noi pe la vreo 9, el deja era cu motorul pornit. Da? Deci exact ce și știam, mai tata apă la delcou, am găsit delcou, nu plin cu apă, dar era de ajuns ca să nu mai dea scânteie. E, și până la 11, l-a rugat pe Dan, fiindcă e un foarte bun vorbitor de limba engleză și franceză, a dat telefon după mail-ul pe care l-aveam eu, l-a căutat pe domnul Algeri, pe care corea vorbit, dar a spus că este într-o mică vacanță și era și normal după că abia să încheiase Raliul Monte Carlo istoric o săptămână înainte. Și fac o mică paranteză, chiar mă bucur că inițial a vrut să plecăm pe 25 ianuarie, să fim acolo când este și Raliul. Am spus, bă, dar stai puțin, ne luăm din energie unei altora. Ăia n-au timp de noi, noi îi eclipsăm pe ei, că chiar erau, deci, să fie cu o mașină de 21 de ani, a spus, o să vă spun după aia că și roți, sau, da, pe roți, da, pe roți, știți, și de formula aia, cu mașinile pe trailere, decât circuitul a traieții și rest pleacă pe trailere. Dar ne-a spus că nu poate el și își cere scuze, în schimb ne va primi domnul Jerry Mestre, este președintele Comitetului de Mașini Historice a Clubului din Monaco, de Odo. Care, deci era 11 și ceva când am vorbit Dan cu el, la ora a doua ne-a spus că ne așteaptă la prenumitul club din Monaco, de automobile. Dan a spus, deci am vrea să venim cu mașina, să tragem în față, și niște poze pus fără niciun fel de problemă. La ora a doua am fost acolo, toți îmbrăcați în combinizoane, echipamente, așa cum am venit de pe traseu, aveam un loc rezervat în fața clubului, a fost oamenii foarte paroliști. Ne-a făcut noi echipa de la Constanța poze în toate ipostazele. A apărut domnul Jerry Mestre, ne-am strâns mâinile, i-am spus cine suntem. Omul ăla l-am simțit că a fost tot pe nepregătite. Nu știa și i-a dat cineva întrebă, băi, să fii niște nebuni de pe undeva. Primești tu pe aia că le-am promis și cu asta basta. Bineînțeles, la educația lor, numai un ochi, cam așa, la 50 ceva de ani, bă, și omul care nu știa pe timp ce să ne spună, de unde să ne ia. În fine, reacția a fost hai să intrăm într-o sală de, într-un meeting room. Am început să-i povestim cine suntem, ce facem, de unde venim, am schimbat și de cărți de vizită. Și le-a spus ce își propune această deplasare. Să aducem în... să reînviem faptele și gloria lui Petre Cristea și a lui Zan Firescu. Și zic, uite, am făcut și noi ceva. Zic, designerul nostru a creionat și a făcut un tablou aniversar, pe care este făcut în două exemplare. Unul l-am dat clubului din Monaco și unul este la mine. Dacă vezi, poate la râd, dar... Vezi? Râd? Da. Ăsta este al doilea exemplar și sper
ca altele să nu mai fie niciodată. Ăsta este, aici este și mesajul ce s-a întâmplat în 1936. Aici este logo-ul Utopitans Clasic al Constanța, este clubul care a organizat, este clubul nostru și este o mândrie că Constanța deja are două evenimente unicate în România, cel cu Brighton. Că fac o paranteză, nu că am fost noi acolo, dar în 119 ani de vechime al acelui eveniment, niciodată nici echipajul românesc nu a fost acolo. Asta este marea... Interesant. Da, ce am făcut noi? Marea ispravă a clubului din Constanța. Am fost la Londra pentru prima dată în 119 ani de eveniment. Cu o mașină ce drept, cu 8 ani mai mică decât vechimea evenimentului. Așa e din 104, da? Da. Și aici este o abiectare. Deci, acest tablou este la clubul din Monaco, un exemplar și ăsta este al doilea și așa vor fi două unicate în lume. Vreau să vă spun și așa cum am zis în articol, fără ce de modestie, am văzut o mare bucurie și o surpriză a fost cadou făcut de noi clubului. Nu că din momentul ăla s-a schimbat ceva, dar toți oamenii ne-au tratat cu foarte mare seriozitate. Nu erau pregătiți că dacă eu trâmbițeam cu o săptămână de loc că plec și că vin în ziua de, oamenii aia intrau în arhivă, este o arhivă de zeci de ani de zile de raliu istoric, da? Intrau în arhivă și luau din anii 36, anul 36 tot ce aveau despre Petre Cristea și ne puteau pune la dispoziție, ceea ce se va întâmpla de acum încolo. Mi-au dus o fotografie, o am pe aici, da, pe care o avem și noi în țară cu mașina Petre Cristea cu Zanfirescu în față la cazinou din Monaco. Din păcate, adună o copie după diploma, nu există că îți fac unicat, de-o dai, strângi mâna și pleacă cu ea, ea lui și cu cupa. Dar vom lua arhiva la mână și ne-au promis că ne vor da cât mai multe detalii, poze, eu știu dacă comentarii, presa timpurilor, să avem și noi o arhivă în România, fiindcă a fost un eveniment deosebit. Omul acesta știa foarte multe despre acest motor V8. N-am știut, oamenii de acolo din zonă, motorul ăsta V8 a fost pus pe mașină Simca franțuzești. Și chiar mi-a spus, am două site-uri, două cluburi franțuzești, a pus că chiar ne poate sprijini să găsim un motor din anul 35, nou-nouț, în vaselină, deci conservate, au, deci spus să găsesc. Acum, nu știu, mi-aș lua un motor nou, dar fiindcă i-am spus și el are 68 de ani. Ok, este să ne avem 50 ani, până face mașina 100 de ani și evenimentul 100 de ani, eu voi avea la timpul ăla 73 de ani, sper să mă țin bine, să pot să refac cursa din 10 în 10 ani. I-am spus, eu mai peste 10 ani voi avea 78. Interesant este că ceea ce am văzut ca simptom la mașină, de exemplu, mașinii îmi place să o accelerezi brusc, fiindcă crește temperatura la apă. În schimb, dacă m-am mers chiar în rodaj cu 90 de km pe oră, dar constant, nivelul apei a rămas la jumătate. El știa că aceste motoare, așa au fost ele făcute, să nu le-a plăcut niciodată schimbarea bruscă de ritm, de accelerație. Ceea ce mi-a intrat definitiv în cap și am văzut că exact ce a spus omul ăsta, pe a fost, cunoștea în amănunt. Ne-a întrebat probleme cu Delcou, păi zic exact, probleme cu Delcou, bine, a început să râdă. Ce a fost, în schimb, foarte mirat și când a auzit că noi vrem să facem, la prima etapă am venit pe roți, 4300 cu o mașină de 81 de ani, și nu s-a oprit, nu domnule, deci motorul, inima, funcționează impecabil. Vreau să vă spun, la 75-80 de km constant autostradă, toarce ca o motoană în fața sobei. Deci n-a văzut nimic. Te-ai somn al volan. Așa de frumos merge un motor de 81 de ani. Care e următorul eveniment? Nu. Vreau să, înainte de următorul eveniment, trebuie să punctez ceva. Ne-a scris, noi avem niște cărți de vizită pe hartă, când am văzut harta că de la Constanța cât e pe la Monte Carlo, pe domnule, oh my god. Ne-a scris acolo niște impresii din partea lui. Și l-am rugat dacă am putea să facem un document
prin care să demonstrăm că am fost acolo. Și am spus, am o chestie. Mi-a dat, avem ceva aici de la ei, comunicat în țară și nu mulți l-au. Ei au scos într-o ediție limitată, noi avem, este și un certificat de autenticitate a ceea documentelor de aici. Au fost făcute într-un număr limitat de exemplare, noi avem exemplarul 142. Este scris aici, da? Este o trecere de revistă a evenimentelor de la 1911 până în 2011. Da? Iar pe volumul unde este și anul 1936, ne-a scris cu mânuța lui ca o recunoaștere a trecerii echipei din România pe la noi, pe la club. Și frumos, uitați aici, anul 36, paginile dedicate lui Pete, lui Pete Cristea, Ion Zanfirescu și sunt multe, mă întrebați drumurile, uitați drumurile cum erau pe timpul ăla, adică prindeam cu noi prin tunelul, așa era la anii aia, mașini înzăpezite, am prins noi la întoarcere zăpadă. Asta este unul dintre frumoasele cadouri pe care ne l-au făcut cei de la Clubul din Monaco. Iar al doilea mare cadou pe care îl fac, ei sunt, au o revistă, se cheamă Automobile Club Monaco. Ne-au dat ultimele două numere, numărul 65, este ceva mai stufoasă, fiindcă cuprinde niște evenimente din 90 până 2015, și numărul 66. L-a chemat pe șeful de la media și a spus mai mare cadou și dovadă că a stricut pe aici, vom apărea în numărul 67 a acestui prestigios această prestigioasă revistă a lor. Zilele astea se trimitem poze că am făcut la plecare, a ieșit și domnul Mestre cu noi afară, am făcut poze lângă mașina noastră. A rămas impresionat, a pornit la sfert și am plecat din fața clubului. Deci a fost una dintre cele mai mari realizări al acestei curse, faptul că ne-au primit oamenii cu brațele deschise, am rămas în relații bune cu ei și ne-au promis că vor intra serios în arhivă, să dea tot ce au ei acolo, bineînțeles în copie, nu documente originale, să le avem și noi în țară, alea de adevăratele, că știți cum? Cu anii de 80 de ani s-ar mai dus din gură în gură povești. Cam asta a fost bine, în câteva minute, ceea ce am... Iar la întoarcere am fost, n-am mai avut probleme tehnice sub nicio formă, mașina din ce și-a dat drumul după primii 2000 de kilometri a pus merge impecabil, dar am avut surpriză, știam că nici de 48 de ore când mai tare în Slovenia, avem niște poze chiar de National Geographic, dacă vrei, foarte frumoase, echipamentele foto pe care le-am avut în altă clasă au scos niște imagini impecabile cu un Ford de 81 de ani care merge între munții înzăpeziți, chiar deosebit. M-ați întrebat de proiect, alte proiecte avem acum la sfârșitul lunii mai clasic, acest show de mașini de epocă în piața Ovidiu, este a treia ediție. Intenționăm să facem și o mică vânzare cu public, aceste mașini de epocă, să vedem cine sunt amatori. Proiecte, urmează în iunie Sinaia și dacă vă gândiți tot la curse, v-am spus, sunt hotărât, toată lumea este de acord și echipa, că suntem cam de vârste pe acolo, să încercăm, unii am spus, bă, dar ce facem la 5 ani? La 10 ani, zic eu, este cel mai bine. Din 10 în 10 ani și când s-o opri la 100 de ani și memoria evenimentului Pete Cristea, 100 de ani să facă și mașina, cam asta este ce ne-am propus. Mulțumim din suflet. Mulțumim.
Și eu vă mulțumesc.